Municipiul Reghin nu va lipsi nici de la această ediție a festivalului comunităților de pe Valea Gurghiului. Acesta va debuta vineri 24 august, urmând ca sâmbătă să aibă loc deschiderea oficială. Vinerea va fi o seară mai deosebită pentru tineri, va veni Daniela Diorfi și uh, vor fi un concursuri foarte multe, organizate pentru uh, cei care doresc să-și etaleze talentele. Deci vor fi, uh, va fi un concurs pentru cea mai frumoasă fată, Miss Valea Gurghiului, va fi un concurs de fasonatori, va fi un concurs gastronomic, este o provocare pentru bucătarii noștri din zonă, care sunt minunati. Și va fi și un concurs de uh, haine țărănești, de costum popular autentic. Timpul va fi frumos, vor fi standuri cu produse minunate și uh, oameni care pregătesc mâncărurile noastre tradiționale. Administrația locală se pregătește cu un stand deosebit care să promoveze imaginea localității și să evidențieze preocupările reginenilor de demult și de acum. Standul Reginului va fi ca de obicei mai deosebit pentru că suntem și municipiu suntem din toate zonele adunați în localitatea noastră și ceea ce ne reprezintă ca de obicei vor fi aranjamentele florale și arbuști ornamental din fața standului. Avem un stand mai mare decât pe Valea Mureșului, deci expoziția va fi mai vastă și mai bine pusă în valoare. Vom avea meșteșugari din toate domeniile care vor expune produsele lor și vor și arăta cum acestea se realizează și lucrurile care sunt în muzeul nostru și care sunt de o valoare rară, pe care vrem să le arătăm vizitatorilor. Spectacolul de la scenă va cuprinde zeci de artiști, de grupuri și ansambluri populare din zonă. Reginul va participa cu ansamblurile Stejerelul și Doina Mureșului, ale Casei de Cultură George Enescu și Orchestra de Muzică Populară și soliști vocali ai Casei de Cultură Eugen Nicoară. Organizatorii prin edilii locale ai comunelor din zonă ne invită să nu ratăm această ediție a festivalului. Spre deosebire de Criza în care ne aflăm, lumea își dorește să se relaxeze și chiar este binevenit un moment de destindere și de bunăvoie în zilele noastre când nu știm încotro să o luăm sau la care poze televiziune să ne mai uităm ca să nu fim triști. Între numele sonore ale artiștilor invitați în cele trei zile de festival se numără Florin Vos, Daniela Diorfi, Cristian Pomohaci, Sava Negrean Brudașcu, Andreea Bănică, Proconsul, Răzvan Năstăsescu, Dumitru Fărcaș, Nicola și Compact.